Potrivit datelor finale de la recensământul general agricol realizat în decembrie 2010-ianuarie 2011, numărul gospodărilor care au utilizat suprafețe agricole și cele care au deținut efective de animale pe raza județului Maramureș depășesc 106.000. Dintre acestea, mai bine de 105.000 sunt exploatații agricole fără personalitate juridică, respectiv gospodării agricole individuale, iar restul de puțin peste 600 sunt exploatații cu personalitate juridică. Suprafața agricolă utilizată depășește 257.000 de hectare, revenind în medie 2,42 hectare pe o exploatație. După modul de deținere, avem în județ aproape 243.000 de hectare în proprietate, adică 91%, peste 5.000 de hectare în concesiune, 2,17% și aproape 1.100 de hectare în arendă, 4,23%. 234 hectare teren sunt date în parte, adică 0,10%, și peste 3.000 de hectare sunt utilizate cu titlu gratuit, 1,19%. Mai bine de 4.000 de hectare sunt deținute în alte moduri. La suprafața agricolă utilizată se adaugă alte aproape 7.500 de hectare neutilizate. Direcția Județeană de Statistică susține că asta nu înseamnă că aceste suprafețe sunt abandonate definitiv, ci doar că nu au putut fi lucrate pentru că sunt situate în locuri greu accesibile sau au fost degradate, ori invadate de vegetație forestieră. Suprafața agricolă raportată la suprafața totală a județului, care depășește 630.000 de hectare, reprezintă 42%, diferența regăsindu-se în terenuri forestiere sau terenuri cu altă destinație. Specialiștii au constatat că 45,7% din numărul total de exploatații agricole dețin sub un hectar de teren agricol. Statistica recensământului dovedește că terenul agricol și, în mod special, cel arabil, este foarte fărâmițat și insuficient pentru realizarea unei exploatații individuale viabile și rentabile. În medie, pe o gospodărie revin 55 arii de teren agricol, respectiv 12 arii de teren arabil.